Dragii mei, sunt atât de fericit că am împrejurarea de față, vom împărtăși și vom deveni părtași ai unui adevăr de însemnătate, aș spune, de cea mai înaltă însemnătate, care însă este condiționat de timp. Adevărul va fi înțeles în final de către toți. Credința va veni asupra tuturor. Toată lumea va crede în final, pentru că vor vedea cu ochii lor. Generația lui Noe nu a crezut nimic, dar a sfârșit prin a fi credincioasă. A crezut, adică, pentru faptul că ei au cerut lucrul acesta. Problema este că, așa cum spuneam, este o noțiune de timp. Este una să crezi la timp, este una ca orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, este una să înțelegi la timp, este una să răspunzi și să crezi pe Domnul la timp și este alta să îl crezi atunci când nu mai ajută cu nimic. Lucrul pe care îl vom învăța astăzi prin harul bunului Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Său Sfânt este legat de expresia din Matei, capitolul 24, care sună astfel, versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. E vorba de semnul Fiului Omului. Toate consecința arătării acestui lucru. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Să ne oprim asupra câtorva lucruri. Apariția semnului Fiului Omului va despărți omenirea în două. Unii își vor alerga, se vor țipa, se vor plânge, vor alerga la munți, la stânci, așa cum o să citim. Alții vor tresălta și vor striga, iată Dumnezeul nostru. La același semn al Fiului Omului. Întrebarea care este de importanță practică pentru noi, Doamne, ce să fac eu astăzi ca atunci să nu trebuiască să fug, atunci când se va arăta semnul Fiului Omului, să am și să trăiesc această bucurie deplină în sufletul meu. Doamne, ce trebuie să fac eu acum, aici, în această împrejurare, în acest moment? Astfel că se întâmplă următorul lucru. Semnul Fiului Omului este văzut nu de o minoritate, de o elită, de inițiați și așa mai departe, ci este văzut de absolut orice ochi, spune cartea Apocalipsei. Orice ochi îl va vedea, îl înseamnă că este cunoscut. Îl va vedea, nu vă spune, ce este ăsta, acesta. Nu, Domnul vine de așa fel încât orice ochi, văzându-l, știe că este El. De aceea, așa cum scrie textul nostru, toate semințiile pământului, fără excepție, se vor boci. Imediat vom merge la motiv. Care este lucru care distinge sau care condiționează aceste două clase de oameni care sunt atât de divergente în fața aceluiași semn al Fiului Omului? Toate semințiile pământului, orice ochi îl va vedea. Este absolut total când spune orice ochi al celor din cer, de pe pământ, de sub pământ, din toate locurile acestea, spune cartea Apocalipsei, ei îl vor vedea. Locuitorii pământului vor fi divizați în aceste două clase. Ce este acest semn al Fiului Omului? Am făcut o incursiune în istorie asupra diverselor înțelegeri ale expresiei acesteia în timp. Cum a fost înțeles în timp lucrul acesta? Și o mulțime de înțelegeri și de interpretări și de atribuiri de un fel sau altul, cu sau fără suport sau fără evidență, o largă, largă varietate. Ne ducem prea departe dacă ne uităm la marginile pământului să înțelegem ce înseamnă semnul Fiului Omului. Este chiar în text, aici. Doamne, în ce constă semnul Fiului? Vor vedea pe Fiul Omului. El însuși este semnul.
nimeni nu poate să fie un semn pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi reprezentat prin semne, prin icoane, prin statui, prin ceva de felul acesta. Ci numai Dumnezeu poate să reprezinte pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate fi semnul pentru Dumnezeu, semnul Lui. Atenție să distingem. Este un semn între mine și voi, așa cum spune Biblia, și este altceva aici când este semnul Lui, prezența Lui, adică. Acest lucru ni se spune nou. Este general, vorbind la nivelul planetei noastre, orice ochi îl va vedea, chiar și ochiul nevăzătorului. Au fost făcute studii asupra nevăzătorilor, au fost întrebați dacă visează, ce visează, cum visează. Este de neimaginat, este uluitor. Ce este însă sigur, este faptul că nu va rămâne niciun ochi în neștiință sau neputință sau necunoștință de prezența Domnului. Orice ochi îl va vedea, atunci se vor deschide ochii lor. Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Dincolo de interpretările venirii Domnului la nivel personal, la nivelul vieții noastre, al trăirii noastre, așa cum o să învățăm acum, vorbim de un eveniment istoric despre care a vorbit însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Nu confundăm un lucru cu altul. Este una venirea în viața mea și este altceva venirea pe norii cerului. Vor vedea semnul Fiului omului. Nu vom cădea în a încerca să interpretăm lucrul acesta, pentru că Sfânta Scriptură ne-a vorbit absolut clar că El este semnul. În Luca, la capitolul 2, versetul 34, Simeon a spus aceste cuvinte. Iată, copilul acesta este rânduit să fie un semn. Acesta e cuvântul care a fost trimis de la început. El este semnul, cu alte cuvinte. De ce spune Scriptura aici că toți se vor boci, vor jeli, vor țipa toate semințiile pământului? De ce? Ce se întâmplă? Se exercită vreo tortură fizică sau nu? Nu, este vorba de glasul cugetului. Vă amintiți care a fost reacția lui Belșațar în momentul în care a văzut scrisul pe zid? Deși nici nu știa cine a scris acolo, nici nu știa ce scrie, ce înseamnă. Putea să fie ceva foarte bun, foarte frumos. Putea să fie o binecuvântare acolo. El imediat a îngălbenit și pur și simplu și-a pierdut echilibru total. Articulațiile lui n-au mai ținut de o așa puternică emoție negativă. De ce? Pentru că el își cunoștea viața și chiar când a făcut pasul acesta, care a fost, prin care a trecut dincolo de hotarul Harului, l-a făcut cu inima bătând, a știut ce face. Dacă n-ar fi știut ce face, nu îngălbenea. Dar faptul că a îngălbenit și s-a dezechilibrat în felul ăsta arată clar că era, în aceea stare a fost Anania și Safira. Au știut ce fac și în momentul în care Petru a vorbit cu ei a căzut mort. Adică inima l-a lăsat, fiindcă știa ce face. A intrat într-o astfel de stare. De aceea semințiile pământului plâng, se bocesc, țipă. Din cauza că viața pe care au ales să o trăiască pe pământ nu poate sta în picioare la arătarea semnului Fiului omului. Au așteptările lui Belșațar. Dragii mei, o să mergem împreună și o să citim în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, ecoul cuvintelor din Matei 24. Iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Dar în această clasă a celor ce l-au străpuns nu intră doar cei care au fizic au făcut lucrul acesta sau personal, sau ci intră toți aceia despre care Biblia spune răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Toți aceștia, scrie Sfânta Scriptură, toți cei ce l-au străpuns în felul acesta îl vor vedea. E atât de general lucrul acesta, se folosește aceeași expresie din Matei 24, că toate semințiile pământului se vor boci din cauza lui. El este motivul.
Dar el n-a făcut niciodată pe cineva să plângă, în sensul că a chinuit pe cineva. Nu, niciodată. Dar în același timp a spus Simeon în prorocia lui, copilul acesta este rânduit spre ridicarea și prăbușirea multora. Iubiții mei, este vorba de fapt de o alegere. Este vorba de fapt de o hotărâre pe care am luat-o în viața noastră, și anume ca pe pământul acesta cât vom trăi să purtăm semnul Fiului Omului în viața și ființa noastră. Aceasta este marea taină, acesta este lucru care va despărți pe unii la dreapta și la stânga. A purta semnul Fiului Omului sau chipul Lui în noi sau Hristos în voi, prezența Lui, semnul prezenței Domnului nostru Iisus Hristos în noi să se arate în ceea ce suntem și ceea ce facem. Când acest lucru se întâmplă pe pământ, atunci arătarea sau desfășurarea semnului Fiului Omului la scară cosmică devine motivul celei mai mari bucurii, cum o să și citim, iată, în sfârșit. Eu sunt Alfa, adică începutul, și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Semnul Fiului Omului este prezența Lui. Semnul Fiului Omului în viața noastră, acum, aici, în această împrejurare, este trăirea vieții Lui Hristos. Hristos în voi. Aceasta este nădejdea slavei. Până când Hristos va lua chip în voi? Cineva trage concluzia că, într-adevăr, în viața noastră se manifestă și purtăm semnul Fiului Omului. Ați văzut ce s-a întâmplat când Petru a vorbit acolo și doamna aceea i-a spus, se cunoaște, adică porți semnul Fiului Omului, se cunoaște că ai umblat cu el, vorbești de așa natură încât se cunoaște prezența lui. Au fost niște prefăcuți alții, fiii lui Sceva, care se prefăceau că sunt și ei tot ucenicii lui Hristos, alții se prefăceau că sunt prefăcuți. Și când fiii lui Sceva au adresat lucrul acesta diavolului și în numele lui Iisus din Nazaret, pe care îl predica altcineva, atunci Pavel, adică însuși diavolul a spus, zice, pe Iisus îl cunosc, dar nu-l văd aici, îl cunosc. Dar nu este în caracterul tău, nu este în viața ta, nu este în tine. Voi cine sunteți? Cine ești tu? Pentru că același demon a spus pe Pavel, îl cunosc, Hristos în el. Asta deoparte. Dar voi cine sunteți? Luați acest nume asupra voastră, dar nu purtați semnul prezenței lui. Prezența lui nu este în voi. Iubiții mei, în ziua aceea este, vom spune, acesta este, iată, acesta este Domnul Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Adică umblarea prin credința în El presupune nu doar o atitudine intelectuală, doar idee, doar concept, ci presupune viața, felul nostru de viață, ca viața Lui să se arate în voi. Acesta e semnul Fiului Omului în noi. La aceasta suntem noi chemați. Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, capitolul 12 și versetul 12, arată cât de însemnat este lucrul acesta. Unii oameni au spus despre Pavel Apostolul și se numără și el printre ei. Au spus că nu este apostol, că trebuie să fi fost în persoană acolo și câteva alte criterii. Pavel spune, zice, oamenii pot să vorbească liber și dacă este vorba de merit, nu merit să port numele acesta. Nu mă deranjează că faptul că o persoană sau alta neagă mie statutul de apostol. Nu mă deranjează lucrul acesta. Eu nu merit, nu pe bază de merit. Eu nu merit să port numele acesta pentru că am prigonit Biserica lui Hristos, spune el. Dar în versetul 12, el se adresează adunării cu aceste cuvinte. Dar ce ziceți de semnele sau de roadele vieții mele? Părerile voastre despre mine, una sau alta. Dar ce ziceți despre roadele vieții mele? Și iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu aici. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi. În toată răbdarea,
prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Ați avut semnele acestea. Ceea ce ne face pe noi să înțelegem că purtarea semnului Fiului Omului în viața noastră este manifestată. Și oamenii, văzând lucrul acesta, imediat trag concluzia și fac legătura. Este clar că omul acesta, așa mi s-a spus în timpul serviciului militar, tu dai raportul unei alte autorități și a arătat în sus spre Dumnezeu. Am fost cutremurat în adâncul ființei mele că a observat cineva lucrul acesta și m-am bucurat. N-aș fi spus niciodată despre mine așa ceva, dar faptul că mi-a spus acest ofițer superior m-a făcut să mă închin lui Dumnezeu în praf și în țărână, pentru că am simțit că mesajul a ajuns într-adevăr la inima lui. Oamenii aceștia, descriși în Sfânta Scriptură ca purtând numele lui Dumnezeu, sunt oameni care au o viață în acord cu semnul acesta al prezenței lui Isus. M-am uitat, Apocalipsa 14:1. Și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Acesta este semnul. Tot pe frunte, în capitolul 17, versetul 5, Biblia spune Babilonul avea scris pe frunte aceste cuvinte abominabile. Întrebarea este ce scrie pe fruntea mea? Port eu numele Tatălui meu din ceruri? Port eu numele Mântuitorului? Se manifestă în mine roada Duhului Sfânt? Iată ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16. Cât ar părea de incredibilă o astfel de trăire, o astfel de viață. Cine poate să stea în picioare? Cine poate să împlinească așa ceva? Și aceasta a fost dilema apostolilor când au văzut căderea tânărului bogat. Atunci, cine poate? Și Iisus a spus, nu este pe poate, este pe crede. Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Crezi lucrul ăsta? Crezi că Dumnezeu poate face din tine așa ceva? Nu că tu ești sau e altă linie de gândire. Crezi că Dumnezeu poate face lucrul acesta? Iată versetul 16, 1 Corinteni, capitolul 2. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Sunt oameni care vor să dea învățătură lui Dumnezeu. Și nu e vorba de oamenii care nu cred în Dumnezeu, ci e vorba de oamenii lui Dumnezeu. Oh, nu, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva, nu se poate așa. E de învățătură lui Iisus. Și uite, noaptea asta, hai să te învăț eu, să spun eu sunt gata să merg la temniță. Și în noi, în fiecare dintre noi, există această alunecare a sufletului de a încerca să dăm lecții lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Și scuzăm sau justificăm lucrul acesta, dar nu putem evita consecințele unei astfel de curs. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să poată da învățătură? În schimb, spune Pavel, în adâncul umilinței sufletului, noi însă avem gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Noi avem gândul acesta. Acolo se produce această schimbare. Și apelul pe care îl face el în epistola către Filipeni și care este o descriere sau un tablou al semnului Fiului Omului în viața noastră. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Nimic. Trebuie să ne oprim. Trebuie să ne întrebăm și să nu ne oprim doar la noi înșine. După ce ne-am întrebat din ce duh faci tu lucrul acesta, ce ai tu în minte, după aceea trebuie să luăm gândul nostru și să-l aducem la Dumnezeu, să-l întreb din ce duh. Pentru că ați observat că Iacov și Ioan au dat un sfat lui Iisus, i-au dat o învățătură să incinereze niște sate ale samaritenilor care au fost inospitaliere, nu i-au primit. Și Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți îndemnați. Păi înseamnă că oamenii au fost sinceri. Și da, decât că n-au știut, da. Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință. Serios? Nu este așa. Ai venit la Dumnezeu să întrebi ce fel de duh este acesta? Uitați-vă în Iov, cum Elihu confundă
Duhul lui Dumnezeu cu un duh care a trecut pe lângă mine, mi s-a zburlit părul și care șoptea încetişor, Dumnezeu pune, bagă vină, la, găsește vinovați pe slujitorii lui și așa mai departe. Ai venit înaintea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, mă mână un duh să îți propun să dai foc satelor acestora, sau Petru, mă mână un duh ca să te învăț să nu mergi pe drumul acesta al crucii și al jertfei. Ce duh este acesta? Nu sunt sincer în sufletul meu când cred o minciună, ci sau un neadevăr sau un duh străin, dacă nu vin cu el înaintea lui Dumnezeu. Omul curat la inimă, fericit de cei cu inima curată, omul curat la inimă supune gândul lui și duhul care îl mână lui Hristos, prezenței lui în noi. Ce duh este acesta care mă îndeamnă pe mine acum? Și ei ar fi știut ce duh îi mână, nu știți ce duh vă mână, ei ar fi știut ce duh îi mână înainte să vorbească lucrul acesta. Și dacă știa că este un duh străin și duhul acesta satanic, ori de câte ori deschide gura, spune o minciună, n-ar mai fi fost cazul. De aceea trebuie să învățăm să purtăm semnul lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă, mai ales în stările sufletești, în experiențele noastre spirituale. Vino înaintea lui Dumnezeu. Noi răsturnăm izvodirile minții, adică creațiile minții, imaginația noastră, și o expunem. O expunem înaintea Domnului Hristos. Doamne, uite ce îmi trece prin minte. Și orice gând îl facem rob, ascultă. Nu, eu știu ce gândesc. Nu, tu nu știi ce gândești. Eu știu gândurile mele, spune Domnul, tu nu știi gândurile, dar tu nici nu știi ce duh te îndeamnă să faci lucrul acesta. Să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slabă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Doamne, vorba lui Ilie, greu lucru cer. Și nu greu, imposibil. Absolut imposibil. Fără Dumnezeu, așa a spus Mântuitorul nostru, la oameni este cu neputință. Dar toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. El mă poate îmbrăca cu acest duh al smereniei ca să port semnul Fiului Omului pe pământ, care s-a smerit. Primul act al mântuirii noastre a fost smerirea Domnului nostru Iisus Hristos. El s-a smerit, s-a dezbrăcat, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, a suferit până la capăt. Dar totul s-a făcut în această adâncă smerenie a Fiului lui Dumnezeu. Și să nu gândim că smerenia aceasta, care de fapt este disprețuită în generația noastră mândră, a cărei mândrie o deplânge Ieremia, voi plânge mândria poporului meu, că știu ce îl așteaptă din mândria aceasta. Să nu gândim că smerenia aceasta disprețuită, deci, de generația noastră sau de oameni, și disprețuită în biserica astăzi, care încearcă să etaleze lux și tot felul de lucruri nenecesare în vederea mântuirii, doar pentru arătarea în afară sau în viața personală. Să nu gândim că smerenia aceasta disprețuită în lumea noastră va rămâne și este de disprețuit. Dacă era de disprețuit, n-o ducea Dumnezeu în ceruri, acolo unde sfinții își aruncă la pământ cununile lor ca semn de smerire înaintea lui Dumnezeu, de recunoaștere. Toate lucrurile au fost făcute de tine. Datorită ție suntem în acest loc. Cine sunt aceștia care se smeresc în ceruri? Cei care s-au smerit aici pe pământ și au purtat semnul Fiului Omului în viața aceasta. Când cel ce poartă semnul Fiului Omului va vedea semnul Fiului Omului venind pe nori, se va simți în sfârșit acasă. Iată, în sfârșit, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere. Fiecare din voi să se uite nu la profitul lui, ci al aproapelui, să cum pot să ajut. Zilele acestea am fost confruntat cu o definiție a iubirii care pur și simplu mi-a tulburat plăcut sufletul. Iubirea nu este un sentiment,
ci este dorința ta sinceră și sfântă pentru binele aproapele tău. Ai vrea să-L vezi bine, ai vrea să-L vezi fericit din toată inima, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta face Dumnezeu cu noi, ca să fii fericit. Aceasta înseamnă a iubi Dumnezeu lumea. Nu este o emoție sau un sentiment doar. Este, totdeauna iubirea este însoțită de acest, de emoție și de sentiment, dar ea este dorința supremă pentru binele aproapelui tău. De aceea rugați-vă pentru vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Lucrul acesta este expresia iubirii. Unii oameni, domnule, nu pot, nu mă lasă inima, nu pot, n-aș putea să fac așa ceva. Nu e nicio problemă. Predă inima aceasta lui Dumnezeu și cere un singur lucru pe pământul acesta. Doamne, ajută-mă să port semnul Fiului Omului în tot ce fac, fie că mâncat sau bea sau orice altceva, ajută-mă să port semnul Fiului Omului. Și când sunt pe punctul de a face un lucru sau când refuz să fac un alt lucru, trebuie să mă întreb, port eu semnul Fiului Omului acum când vorbesc în acest fel sau când lucrez în acest fel sau când am hotărât lucrurile, port eu semnul Fiului Omului. Aceasta trebuie să fie marea și permanenta noastră întrebare, pentru că într-o zi vom vedea semnul Fiului Omului. Iubiții mei, nu încerc să acopăr în cuvinte ceea ce nu se poate spune prin cuvinte, dar am profundă convingere că așa cum Duhul lui Dumnezeu a mișcat adânc sufletul meu în înțelegerea semnului Fiului Omului în timpul vieții noastre pe pământul acesta și întâlnirea semnului Fiului Omului din noi, semnul Fiului Omului care vine pe nori, am o mare încredințare că Dumnezeu ne va ajuta și vom înțelege lucrul acesta profund. Duhul Sfânt a fost făgăduit de Domnul și a spus, El vă va călăuzi în tot adevărul. Iată că după semnul Fiului Omului, în versetul 31 din Matei 24, în timp ce semințile pământului se vor boci, îngerii săi cu trâmbița răsunătoare vor aduna pe aleșii lui. Deci el are niște aleși. Da, nu sunt cei care s-au considerat elite, care s-au uitat de sus la fratele lor, au disprețuit pe aproapele lor, s-au considerat mai buni, nu sunt ca vameșul acesta și nu sunt aceștia, ci sunt aceia în a căror viață se distinge semnul Fiului Omului, adică prezența Lui. Și iată descrierea acestor aleși ai Lui, pe care îi vor aduna îngerii, de pretutindeni, de la marginea cerurilor până la cealaltă. Descrierea în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Când va veni ziua aceea, va fi proslăvit în sfinții săi. Deci în ei, El este în ei, da, acesta e semnul Fiului Omului. Va fi proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. 2 Tesaloniceni 1, capitolul 1, versetul 10. Privit cu uimire, wow! Uite aici semnul prezenței Lui în toți cei ce vor fi crezut. Acest lucru s-a arătat în Egipt în momentul în care au pus sângele stropirii pe ușorii case, pe tocul ușii. Lucrul acesta a distins o casă de altă casă și distinge o viață de altă viață. Este bine să ne întrebăm sub această tulburare sfântă, Doamne, arată-mi care este starea mea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și du-mă Tu în starea aceea pe care n-aș putea să o ajung singur. Va fi privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. De aceea, având în vedere însemnătatea acestui lucru, spune Pavel în versetul 11, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, în voi, Hristos, în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca în numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos.
Tată Ceresc, ne închinăm și îți mulțumim din adâncul sufletului pentru cea mai înaltă cinste care poate fi dată unei ființe umane, aceea de a purta semnul Fiului Omului pe pământul acesta. Doamne, fă-ne să înțelegem cel puțin marginile înțelepciunii tale și dorinței tale sfinte de a ne vedea bine. Și ajută-ne ca în toate lucrurile pe pământul acesta să purtăm cu adevărat semnul Fiului Omului. Doamne, când ne vezi că tindem să alunecăm, fă-ne atenți și spune-ne, vezi că nu porți semnul Fiului Omului în clipa aceasta. Veghează Tu asupra căilor noastre fără încetare, așa cum ai spus, Doamne, și primește închinarea noastră a tuturor care ne rugăm și dorim să purtăm semnul Tău în viața noastră și până în ziua în care vom vedea semnul venirii Tale pe norii cerului, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.